Tragedie de proporții într-o familie de români. Doi tineri s-au stabilit în UK în urmă cu mai mult timp pentru un trai mai bun și au creat o familie, iar tânăra în vârstă de doar 23 de ani a dat naștere la doi copii. Din nefericire, cei doi micuți s-au stins din viață în chinuri cumplite, chiar sub privirile terifiate ale mamei lor. Tragedie fără margini într-o familie de români. Cei doi copii de 35 ani au murit într-un incendiu îngrozitor în Preston. Casa unei familii de români a luat foc, iar Desir Busuyoc, în vârstă de 3 ani, și fratele ei, Luis, în vârstă de 5 ani, au rămas prinși înăuntru. Cei doi copii au fost văzuți la fereastra casei lor cu terasă alături de mama lor, Lorena, în timp ce focul devasta întreaga locuință. Vecinii au încercat să îi salveze pe copii. Aceștia au fugit din magazin după ce un băiat de 13 ani i-a alertat. Am alergat și am văzut-o imediat pe Lorena la fereastră cu ambii copii. Cred că îl ținea pe micuț și plângea cu fața neagră de fum. Chiar ieșea fum pe fereastră, era atât de rău. Am țipat, aruncă copiii. Le-am văzut fețele mici uitându-se afară. Prima noastră reacție a fost să dăm cu piciorul în ușa din față, dar de îndată ce am făcut-o și am deschis ușa, a fost un infern. Am fost imediat dați înapoi afară. Lorena încă plângea la fereastră, într-o stare groaznică. Până atunci sosiseră pompierii și Lorena era jos pe trotuar. Ea striga: copiii mei, trebuie să ajung la copiii mei. Copiii erau încă în casă. A fost o scenă de panică pură, o situație îngrozitoare pentru mamă. Femeia era pe pervazul ferestrei și striga: copiii mei, bebelușii mei, și striga după ajutor. Nimeni nu ar fi putut intra în casă. Era mult foc și fum și oricum nu era nicio modalitate de a ajunge acolo sus. I-am spus femeii că trebuie să sară și că o voi prinde, dar ea a continuat să refuze, dorind ca cineva să meargă acolo să o ajute să-și salveze copiii. Până la această etapă, fereastra era aproape distrusă și era gata să se prăbușească în orice secundă. Mi-am ridicat brațele și am strigat: trebuie să sari acum, a mai povestit un alt vecin. Medicii s-au luptat pentru a salva copiii, însă aceștia au murit marți. Mama lor, Lorena, în vârstă de 23 de ani, a fost și aprinsă în interiorul casei în flăcări și a suferit răni, însă viața sa nu a fost pusă în pericol.